Dragii noștri, bine ați venit la Glage TV. Interziceți începutul. În programul de învățământ și educație al regiunii Sachsen-Anhalt am găsit afirmații care mie ca educatoare mi-au tras atenția. Este cazul ca în cadrul grădiniței să se dea posibilitatea, mai ales copilor mici de creșă, să aibă experimente senzuale și plăcute cu propriul corp, în loc să se controleze timpuriu sau să li se înfrâneze necesitățile corporale iar în instrucțiunea de practică în legătură cu acest program, eu ca educatoare va trebui să țin sub observație copiii sub următorul aspect. Ce necesități de tandrețe, contact corporal și sexualitate copilărească are copilul? Cine este de părere că aceste indicații nu se pot interpreta cu două sensuri, acela va afla din programul de învățământ și educație al orașului Berlin ceva și mai și. Acolo se poate citi copiii își pot trăi cu desfătare necesitățile sexuale. Toți educatorii din cadrul grădinițelor vor trebui să impună aceste indicații în mod obligativ. Cu aceasta se deschid larg porțile pedofililor, către abuz în mod legal asupra celor mai neajutorați. Fericit este cel ce poate să distinge și are curajul să se opună, căci acela nu a căzut încă victimă sensualității societății noastre. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!